Elena Băsescu a ajuns în Suceava în jurul orei 18 cu o limuzină de lux și însoțită numai de șoferul ei. Aflată în vizită privată în Suceava, Elena Băsescu a evitat să discute cu presa, intrând cu mașina direct în curtea bunicilor din Burdujeni, sat. După o scurtă discuție cu rudele, Elena Băsescu, ajutată de șoferul ei, au descărcat din portbagajul mașinii mai multe genți cu cadouri. Vizita la bunicii Elenei Băsescu nu a durat decât aproximativ 50 de minute, iar conținutul cadourilor a rămas un secret. Sunteți curioși? Ei. Șeful e curios, nu? Nu, serios, dar acum le desfac.